Urmează să cântem la pian primul copil. Primul copil care l-am stabilit este în direcție, știți, și de aceea sunt unele modificări pe care noi le-am făcut. Hădăric Daniel. Hădăric Daniel, nu? Vreau să-l fac confirmat. Thank you.
Păi, hai să le zic, hai să-i fac. Hai aici, să te vadă toată lumea. Deci, am înțeles că această melodie emoționantă care mi-a strânt emoții deosebite îi aparține lui personal. Așa este? Ține câteva cuvinte de lui. De cum ai, cum ți-a venit să faci așa, la vârsta ta? Dacă ai compus și alte melodii? Nu, m-am dus la Aracăzi. Deci la Aracăzi și de acolo ai improvisat, nu? Zi mai tare. Da. Mulțumim, aplauze cu asta de lângă acest film, n-am copil, care ne va face cu siguranță să ne mândrim peste ani și ani că va câștiga premii pe la concursurile internaționale la pian și nu numai. Acum o invit în scenă pe domnișoara Berdean Horiana, care va interpreta o piesă vocală. Domnule profesor, să ne ajutați un pic la microfon. Thank you.
Aplauze pentru Mucu Bobițe de Rău, Sighișoara. A venit vacanța drăgăra și pentru ei a venit vacanța, a venit și pentru noi vacanța de vară. A venit din Franța, nu știu cum era cântecul mai de mult. Mulțumim drăguților de la Sighișoara. Doamne, să rămâneți un pic aici. Mulțumim domnului Panaitescu, care totdeauna însoțește grupul de la Sighișoara, de copii. Și doamna, noastră. Profesor la școala Radu Cuba, din Sighișoara. Mulțumim și ați pregătit pe copilași și absolvenții clasei a 4-a, avem aplauze încă o dată pentru tinerele talente. Tinerele talente, promovăm și noi aici de mai bine de 10 ani, tinerele talente în ale creației literare, de poezie și eseu. Iată-ne la a 10-a ediție, o manifestare aniversară. Urmează un moment din nou artistic, Marco Alex Lapian, Meme de Papa. Thank you.
Facem, facem de viitor, cum să nu. Femei de Timea, clasa 10-a, liceu industrial, liceu industrial, auzi, tehnologii. Am emoționat de-a dreptul deja, mi-am să aminte de toate vremurile frumoase, Rowland, adică Brown Mary, compoziție, John Fogerty, acum interpretarea a fost de Femei de Timea. Aplauze, Tina Tarăre de Rădime. Hai să vedem, încet, încet ne apropiem așa de final. Căldura se pare că i-a mai trimis acasă pe mulți dintre cei prezenți la început. Oricum, mulțumim că ați fost alături de noi și vă rugăm să mai rămâneți în continuare până către final. Nu mai este foarte mult din programul nostru. Urmează premiera câștigătorilor. Un moment de dean, spune un profesor, Bornar David și vă rog Andreea, pregătiți-le, bun profesor, Bova, ce trebuie ca aplauze, vă rog, vă rog, vă rog. Thank you.
un talent extraordinar, niște copii deosebiți, repede, mă pot abține să nu dau munca acestor copii minunați. Aplauze încă o dată pentru cei doi care au făcut. Urmează un moment din nou de muzică clasică și de data aceasta cu interpretare vocală al elevilor pregătiți de domnul profesor Covace Levente, atât la pian cât și vocal. Ordinea am primit-o acum. La pian este Nicolae Tobias. Thank you.
Este o impernare foarte frumos. Mi-ați acum domnișorul Cota Bogdan. Aplauze fierăghiți și marșul turcesc.
Mulțumim, mulțumim. Iacă Roxana a fost. Urmează Flora Eliza. Fiora Eliza. Amen.
Palma și Jenica Daria m-au recrutat cu un profesor Amazing Grace. Amazing Grace. O să punți-vă în acel moment. Dragii noștri prieteni ai concursului Primăvări Dușene, vă mulțumim că ați fost astăzi alături de noi. Profesorul Cristian Vrăghia vă mulțumește că ați rămas până la urmă. Colega mea de scenă, Imea Fechete, și ea vă mulțumește și pregătește acum. Vă rog să cântăm împreună la mulți ani. O să înceapă fetele care sunt aici alături de noi. Colega mea, Imea, deja este colega mea de aici. Și vă rugăm pentru astăzi să cântăm împreună la mulți ani, pentru că 10 ani, 10 ediții le-am petrecut împreună. Vă mulțumim încă o dată. O să mai avem un interes. Ați fost alături de noi încă o dată, 10 ediții. Vă așteptăm la anul, cu siguranță, la cea de-a 11-a ediție. Vă mulțumim încă o dată. Vă mulțumim încă o dată. 10 ediții, dar doar când e minunat, care se numește Antela Cazan. Să o aplaudăm. Mulțumim, Sărbuna, la Cazan. Mulțumim foarte mult. A fost inițiativă acum 10 ani. Foarte frumoasă. Aplauze pentru doamnul și... Să sperăm că la anul va fi și mai mare, și mai mare, și mai mare, și programul, și cartea, și concurenții. Vă mulțumim și vă așteptăm la Zilele Orașului, unde? Zilele Orașului Lunduș, corect, unde astăzi la ora 18 va interpreta Felii de Timea pe scenă, pe scena mare, vă așteptăm.